Bun venit la Starea Sănătății, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Ați văzut titlul, ați văzut fotografia, știți despre ce e vorba. Fugiți! Așa că o să încep abrupt. Fumatul omoară mai mult de 8 milioane de oameni anual. Printre aceste 8 milioane de decese se află și un milion de nefumători. Care mor din cauza unor boli asociate cu fumatul pasiv. Apropo de asta, mai țineți voi minte când intram prin restaurante, baruri, cafenele și localuri? Doamne, ac ce viață mai duceam și abia ne vedeam unii pe alții din cauza fumului de țigară? Da, exista o perioadă, dragi copii și adolescenți, care ne urmăriți a existat o perioadă când oamenii erau foarte, foarte proști și permiteau fumatul în spații publice. Fie că fumai sau nu, dacă voiai să stai cu gașca ta, trebuia să suporți. Doamne, cu ce miros plecam de acolo? Toate hainele trebuiau scoase pe balcon înainte să fie puse la spălat. Mirosul intra în piele, ceva îngrozitor. Și am permis zeci de ani treaba asta. Mai țineți minte ce discuții înflăcărate existau atunci când s-a pus în dezbatere interzicerea fumatului în spații publice închise? Și iată, câțiva ani mai târziu, aș zice că n-a murit nimeni, domnule. Dar nu e adevărat. Oameni au murit. Au murit fumători și au murit cei ce inhalează în mod pasiv, Fumul de țigară. Pentru fiecare om care moare din cauza țigărilor, rămân în urmă alți oameni care suferă. Pentru că și asta e o problemă. Fumătorii nu se chinuie doar pe ei. Îi mai chinuie și pe cei din jur. Îi chinuie și în timpul vieții, pentru că trebuie să le suporte mirosul ăla absolut îngrozitor. Îi chinuie și când se îmbolnăvesc și trebuie să fie îngrijiți, nu? Apoi, așa cum ziceam mai devreme, statisticile Organizației Mondiale a Sănătății arată că un milion de decese se întâmplă din cauza fumatului pasiv. Deci, pe lângă neplăcerea mirosului, intervine ceva mult mai grav pentru cei ce trăiesc în casă cu fumători. Fumătorii nu se omoară doar pe ei, ci îi omoară și pe cei din jur. Ce oameni de treabă, nu? Și mi-aduc aminte de copilărie, când ai mei, Sanchi, fumau doar în bucătărie. Dacă intrai acolo, nu-i vedeai de fum, pur și simplu. Dar, în apărarea lor, erau vremurile în care cancerul și moartea nu erau desenate pe pachetele de țigări. Acum chiar nu mai există scuze pentru părinții care își expun copiii la fumat pasiv. Mulți dintre cei care fumează sunt conștienți de toate lucrurile astea. Da, mă, știu ce crezi că nu știu. De câte ori n-ați auzit asta de la un fumător? Știu, dar nu vreau să mă las. Este așa că nu vreau eu, da? Credem că fumăm pentru că așa vrem noi, că bem alcool pentru că așa vrem noi că nu lăsăm telefonul din mână pentru că ne place, așa vrem noi, să stăm pe telefon. Adică eu dacă aș vrea, m-aș lăsa de țigări, dar nu vreau, mă, nu vreau eu, da. Pe o dată n-am fumat două luni. Deci pot, da, dar nu vreau. De câte ori n-ați spus, ori n-ați auzit aceste cuvinte? Dar adevărul e că mulți dintre noi suferim de niște dependențe, oricât am nega asta. Cea mai simplă definiție despre ce înseamnă dependența am aflat-o de curând, studiind pentru acest episod cerut de mulți dintre voi, de la medicul psihiatru Jackson Brewer. Vi-l recomand. Omul spune așa, dependența este obiceiul practicat continuu în ciuda consecințelor negative. Rețineți treaba asta. Pentru că se aplică în orice situație, nu doar când vine vorba despre țigări. Mai zic o dată, dependența este obiceiul practicat continuu, în ciuda consecințelor negative. Deci, când știi că te expui riscului de cancer, astm, enfizem pulmonar, tromboză, când știi toate astea, dar continui să fumezi, Ești dependent. Nu mai poate fi vorba de altceva. Aaaa, nimic, nim, nim, din gură. Și, apropo de asta, mă adresez acum părinților care au grijă de copiii lor și le vor tot binele din lume. Îi îmbracă bine să nu răcească, le caută școli foarte bune, le cumpără cele mai noi tablete să poată să învețe de pe ele și să se uită la desene. Și în timp ce copiii stau cu tableta în brațe în camera alăturată, ei merg în bucătărie și aprind amândoi țigară după țigară. Dragi părinți, știu că vă iubiți copiii și că le vreți binele, dar aveți nevoie de ajutor. Vă condamnați și pe voi și vă condamnați și copiii la boli. Fumatul pasiv provoacă probleme serioase de inimă, probleme respiratorii și cancer de plămâni. Dacă știți toate astea, dar continuați să fumați în prezența copiilor voștri, aveți nevoie de ajutor, pentru că suferiți de o dependență. Nu e o rușine, atenție! Trebuie doar să acceptați treaba asta și să încercați să vă ajutați sau să cereți ajutor specializat. Psihiatrul Jackson Brewer, despre care vă ziceam mai devreme, a scris o carte care a fost tradusă și la noi. Se numește Poftele minții, de la țigară la smartphone și la iubire. De ce devenim dependenți și cum putem scăpa de obiceiurile nocive? Brewer explică foarte bine cum funcționează creierul uman. Atunci când vedem o felie de prăjitură, de pildă. Creierul aprinde niște beculețe și ne transmite niște mesaje foarte puternice. Calorii, supraviețuire, fii atent! Gustăm un pic, ne place, ne place, mâncăm tot și învățăm pe loc, atenție, că prăjitura e bună, că e sigură, că trebuie să reținem unde am găsit-o, cum ne-a făcut să ne simțim și, atenție, să o mâncăm și data viitoare. Este un proces natural. Așa funcționează supraviețuirea. În cuvinte de specialitate, tot procesul ăsta se traduce așa. declanșator, comportament, recompensă. Declanșatorul poate fi prăjitura sau foame. Comportamentul este activitatea de a mânca acea prăjitură. Iar recompensa este gustul bun și apoi, desigur, senzația de bine pe care o avem mâncând. Cum spuneam, e un proces esențial pentru supraviețuire. Cu timpul, creierul învață să ceară acea recompensă și în alte situații. De pildă, dacă ai o zi proastă, dacă nu te simți prea bine, hmm, ce-ar fi să mănânci o prăjitură, nu? Hai, dragă, o prăjitură ca să te simți un pic mai bine. Meriți să te simți mai bine, nu? Același comportament urmat de aceeași recompensă, doar că, opa, ce s-a întâmplat? S-a schimbat declanșatorul. Înlocuim foamea cu emoția. Supărare, singurătate, stres, nervi. Același lucru se întâmplă și cu țigările. Toate mesajele ne spun că țigările sunt cool. Te fac șmecher, nu? Tipul din Marlboro nu era vreun papagal. nu e așa? Țigările te ajută să faci parte dintr-un grup, să ai prieteni, să participi la conversații. Suntem expuși constant la mesaje care ne transmit că țigările ne relaxează, ne dau încredere în noi. Încă se fumează ca la balamuc în filme. Actorii fumează la piesele de teatru. Uite, Manole, Marius Manole, pe care îl iubesc, a fumat de arut la repetiție pentru o lume mai bună. Mi-au lăcrimat ochii de la fum. Și chiar dacă nu ne dăm seama în mod conștient de lucrurile astea, subconștientul nostru înregistrează fiecare mesaj. Așa că vrei să fumezi pentru că vrei toate acele lucruri bune care ți-au fost promise odată cu fumatul. Mecanismul, dragii mei, este același. Declanșator, comportament, recompensă. Vrei să fii cool? Declanșator. Fumezi? Comportament. Te simți bine? Recompensă. Și apoi repeți. Iar la țigări repeți des. Foarte des. Pentru că nenorocita aia de nicotină dă aproape instant dependență, dar efectul se duce foarte repede. Așa că e nevoie ca tu să repeți comportamentul țigară după țigară. Apropo, Știți ce se întâmplă în plămânii voștri cu fiecare țigară aprinsă? Explică excelent doamna Beatrice Maller de la Institutul Marius Nasta. Ce se întâmplă în organism? Trebuie să ne imaginăm aparatul respirator ca un covor, ca și covorul de la dumneavoastră, uh -huh. care are însă niște perișori foarte fini. Fiecare țigară blochează activitatea celor perișori timp de 30 de minute. Atât, fiecare țigară. Fiecare țigară. OK. Și atunci ce se întâmplă? Din toți poluanții ăștia de care am vorbit înainte, pe care îi inhalăm în fiecare zi, intră în plămânul nostru. Și noi blocând mecanismele de curățenie din plămân, toți to poluanții, toate particulele rămân acolo. Peste noapte, când ei în sfârșit se trezesc dezmeticiți pentru că nu mai fumează persoana respectivă, încep să facă curat și încet, încet încep să-și rea și duc către gât, către zona superioară, toate particulele care au fost inhalate. Se trezește fumătorul dimineața și, și tușește da. și scuipă. Ei bine, tot ce repetăm în acest fel devine obicei. Iată deci cum am ajuns de la a învăța să supraviețuim la a ne sinucide efectiv cu aceste obiceiuri pe care le întărim în fiecare zi, fără să fim conștienți de asta. Istoria cu țigările e foarte lungă. Soldaților din primul război mondial li se ofereau țigări pentru moral. Da, da. La fel în timpul celui de-al doilea război mondial. Soldații primeau rație individuală de țigări. Toate datele unei dependențe sunt în această poveste. Factor uriaș de stres, deci un declanșator, libertatea de a fuma nestingherit pentru că primește acele țigări, deci comportament, și sentimentul de bine obținut în pauza de țigară. Deci, recompensă. Cum spuneam mai devreme, Partea proastă cu țigara e că nu trebuie să repeți de prea multe ori, pentru că nicotina creează imediat dependență. Iar efectul nicotinei dispare foarte repede. Așa devii prizonier al acestei substanțe care ajunge să-ți dicteze toată viața, făcându-te sclavul ei. Când trebuie să te preocupi mereu să ai la tine țigări, ești sclavul țigărilor, nu mai încape discuție. Dependența are o forță teribilă dobândită de-a lungul evoluției. Pentru că fiecare drog consumat pune stăpânire pe sistemul de recompense care crește nivelul de dopamină. Iar dependența produsă de țigări poate să fie chiar mai rea decât cea produsă de alte substanțe considerate astăzi mai periculoase. Brewer spune că, în cadrul unui studiu, Aproape două trei dintre persoanele care solicitau un tratament pentru problemele cauzate de consumul de alcool sau de alte substanțe au afirmat că le-ar fi mult mai greu să renunțe la țigări decât la substanța respectivă. Și să lămurim și asta pentru că de-aia suntem aici, nu? De-aia studiem împreună. Nicotina este un stimulent. Alcoolul, de pildă, e un sedativ. Alcoolul scade capacitatea cognitivă. Nu poți să bei la volan sau în timp ce ești la muncă și ai vreun proiect foarte complicat de finalizat. E nicotina e un stimulant. Nicotina nu diminuează capacitatea cognitivă. Așa că putem să fumăm și când conducem, și când muncim, oricând. Putem fuma imediat după ce ne trezim, putem fuma pe drum spre muncă, în pauzele de la muncă, în orice situație. Și încă ceva foarte important. Lăsând la o parte faptul că țigările miros oribil și că în teorie nu mai ai voie să fumezi acum în spațiile publice închise, nu se uită nimeni prea urât la tine dacă fumezi la muncă. Dacă te duci beat la serviciu, e altă poveste. Mult mai repede îți pierzi locul de muncă sau pierzi relațiile cu cei din jur dacă bei sau dacă te droghezi. Dar la fumat iese toată lumea, nu? Ba se dau pauze speciale pentru fumat. Ba unii se apucă de țigări doar ca să beneficieze și ei de pauzele fumătorilor nu știu, e ca și cum ai lua intenționat o boală foarte nasoală, doar că să stai internat într-un spital mișto. Apoi mai e ceva. Țigara, la fel ca mâncarea ultraprocesată, la fel ca excesul de zahăr, țigara, deci, nu te ucide pe loc. Trec niște ani, mulți, până când apare cancerul sau enfizemul pulmonar. Plus că există și posibilitatea să mori înainte de a avea simptomele acestor boli cauzate de fumat. E zi după zi, în timp ce bolile astea apar ă, ă, ceva foarte îndepărtat, recompensa pe care o aștepți de la țigară e acolo. Ea apare imediat, nenorocita. Așa că nu e deloc surprinzător că pentru foarte mulți oameni, E mai greu să se lase de țigări decât de alte substanțe. Pentru că toată infrastructura din jur face lucrurile mai ușoare din perspectiva consumului și, totodată, mai grele din perspectiva dependenței. Felul în care ne raportăm la țigări și felul în care îi acceptăm pe fumători în jurul nostru perpetuează această dependență. Uite, dacă am vedea pe cineva că se duce să inhaleze niște fum din țeava de eșapament a unei mașini, să tragă, Pro pornește tată, dă drumul, ne-am duce repede să-l tragem de acolo. Ce ai mă cu metre, nu ești sănătos, bași fum de eșapament în tine? Ce bolă ți -ai ales? Nu? În schimb, ne vedem prietenii foarte buni fumând și dacă vrem să îi păstrăm, cel mult ne dăm din calea fumului. Brewer propune o tehnică foarte simplă, dar cu efecte studiate și confirmate. Trebuie să devenim conștienți, zice el. Ați auzit foarte des în ultimii ani termenul de mindfulness. Să devenim conștienți, deci, de ceea ce se întâmplă în acest proces care întărește obiceiurile noastre proaste. Cum devii conștient? Fiind foarte, foarte atent la ce ți se întâmplă. Fiind foarte, foarte prezent. Ascultând tot ceea ce îți spune corpul. Fiind curios, foarte important, fiind curios. Să înțelegi de unde vin toate lucrurile pe care le simți când ai nevoie de o țigară. Trebuie să înțelegem atât de bine, să fim atât de conștienți de tot ce înseamnă fumatul și de cum se simte, încât să nu ne mai dorim să prindem țigara. Asta face, deci, conștientizarea. Te face să-ți fie scârbă, pur și simplu, când îți dai seama. Ce faci? Ce-ți faci? E o tehnică pe care o folosește și Ellen Carr în cartea În sfârșit, nefumător. Pe tot parcursul lecturii, Carr îi îndeamnă pe fumători să nu renunțe la fumat. Sună contraintuitiv, însă tehnica lui este să-i facă pe fumători să realizeze cu fiecare fum pe care îl inhalează cât de toxic e acest obicei. Să-i facă să le fie pur și simplu greață de ideea de a atrage acel fum în plămâni. Atât am vorbit despre țigări că parcă simt în nări mirosul fumului de țigară. Și nu am fumat niciodată. Chris Van Tuleken are o abordare similară în cartea Ultra Processed People. Am tot vorbit despre ea. El spune că Deși poate să pară neetic, le recomandă cititorilor să nu renunțe la alimentele ultraprocesate până nu finalizează lectura. Ideea e că, pe măsură ce citești și înveți tot mai multe despre alimente, despre industria alimentară, despre chimia alimentară, ți se face pur și simplu scârbă de ceea ce mănânci și, totodată, ți se face milă de corpul tău pe care l-ai tratat atâția ani ca pe un tomberon. Citești? Dai o fugă la frigider și vezi eticheta acelui salam? Hă, la gunoi. Brewer spune la fel. Du-te, aprinde țigara aia și înregistrează toată experiența. Fii prezent acolo. Ce gustare, ce miros, cum te face să te simți tot, dar fi foarte, foarte sincer. Cheia aici e că trebuie să vrei. Când suntem curioși cu privire la propriile noastre experiențe, când vrem să ne studiem, să ne înțelegem, începem să ne dăm seama că pofta se traduce prin niște senzații pe care le simțim în corp. Iar senzațiile astea vin și pleacă. Când începem să ne studiem, devenim proprii noștri cercetători sau proprii noștri mecanici. Cum zice și Rangan Chatterjee în cartea Feel Great, Lose Weight. Nu știu dacă pronunț corect, dar cam așa se scrie numele. O altă carte bună despre care vom povesti aici în curând. Trebuie să deschidem capota, deci, și să începem să vedem cum se leagă firele, ce e stricat, ce trebuie reparat acolo. Stă în puterea noastră să facem asta. Apropo, vă povestesc despre un studiu, un studiu de caz foarte mic, prezentat tot de Brewer, în cartea Poftele Minții. Un pacient a venit în cabinetul lui spunând că dacă nu fumează, simte că explodează capul. Era un om care fumase toată viața, care a încercat să se lase cu dulciuri, cu plasturi, cu gumă, însă nimic n-a funcționat. Brewer s-a dus la tablă și a desenat bucla obișnuinței. I-a explicat acestui pacient că de fiecare dată când fumează, întărește acel proces. Așa că a marcat pe tablă jos un declanșator și apoi a trasat puncte în sus de-a lungul unei săgeți verticale, săgeată care reprezenta dorința crescândă de a fuma. Când s-a apropiat de vârf, l-a întrebat dacă au existat situații când n-a putut să fumeze. De pildă, în autobuz sau în avion. Ce s-a întâmplat atunci? Păi senzația a dispărut A venit răspunsul Brior s-a întors la săgeata de pe tablă Și chiar sub vârful ei A prelungit linia pe orizontală Și apoi a îndreptat-o în jos Adică un U întors Cu alte cuvinte Pofta se declanșează Crește Atinge apogeul După care se domolește Și dispare la nevoie, toți fumătorii pot supraviețui fără țigară. Doar că ei nu-și dau voie să trăiască asta. Toți au puterea să renunțe la fumat. Doar că imediat ce se dau jos din avion, fug într-un loc în care pot să-și aprindă țigara, în loc să lase sentimentul să treacă. De câte ori fumează, consolidează obiceiul. Brewer spune că o tehnică bună este să asemeni poftele de țigară cu niște valuri, iar în loc să fumezi, să conștientizezi tot ceea ce simți în acele momente și să lași senzațiile să treacă. Practica, asta zice el, este ca o placă de surfing care te ajută să urci pe val, să plutești pe el până când valul dispare. La fiecare plutire de val, consolidarea obiceiului nu mai are loc. Iar creierul are o putere uriașă de a învăța și de a se schimba. Așa că, în timp, folosind acest instrument, ați putea să vă eliberați de țigări. Cu fiecare ocazie cu care nu consolidați obiceiul, slăbiți dependența. Pe scurt, se sizează nevoia. Fii curios cu privire la ce ți se întâmplă. Apoi renunță. Și repetă. Și fiecare om se poate ajuta de o imagine, de o experiență proprie. Dar atenție, nu există rețete universale. Depinde de la caz la caz. Dacă Brewer, iată, vorbește despre surfing, și pentru că noi acționăm, noi oamenii acționăm cel mai bine în baza unor povești, ele ne influențează cel mai tare comportamentul. O să vă spun acum două întâmplări le-am cules din cartea lui Sidney Rosen, un psihiatru căruia Milton Erickson i-a permis să înregistreze sesiunile de terapie pentru a face din ele o carte. Prima poveste este despre cum ne poate ajuta ceea ce în psihologie se numește sugestionare indirectă. Exemplul din carte e cu un dependent de alcool. OK, nu trebuie să fiți în stare de transă, așa cum erau pacienții excentricului Erikson în foarte multe cazuri, dar poate vă veți simți mult mai bine într-o poziție relaxată, închizând ochii și ascultând în continuare. OK? Încep. De obicei, pe pacienții alcoolici îi trimit la alcoolicii anonimi, pentru că această organizație îi poate ajuta mai bine decât o pot face eu. Odată a venit la mine un alcoolic și mi-a spus: Bunicii mei au fost toți alcoolici, părinții soției mele erau alcoolici, nevastă mea e alcoolică, iar eu am avut delirium tremens de 11 ori. M-am săturat să fiu alcoolic. Fratele meu e și el alcoolic. Deci, o să aveți de lucru cu mine, nu glumă. Cum credeți că mă puteți ajuta? L-am întrebat ce meserie are. Când nu beau, lucrez la un ziar. Ori, în acest domeniu, consumul de alcool este defect profesional. Înțeleg. Vreți să fac ceva, în ciuda antecedentelor. Acum, ce o să vă sugerez, vă va părea straniu. Duceți-vă la grădina botanică și uitați-vă la toți cactusii de acolo, și minunați-vă de cum pot supraviețui trei ani fără apă, fără să-i plouă măcar. Și reflectați cât mai mult la acest lucru, am spus. Mulți ani mai târziu, o tânără a venit la mine și mi-a zis: Domnule doctor, M-ați cunoscut pe când aveam trei ani. Pe atunci abia mă mutasem în California. Acum m-am stabilit în Phoenix și am venit să văd ce fel de om sunteți, cum mai arătați. Poftim, poți să te uiți la mine. Sunt curios de ce vrei să faci asta. Mi-a răspuns: Dacă cineva trimite într-o grădină botanică pe un om ca să scape de dependența de alcool, iar chestia asta chiar funcționează, vreau să-l cunosc pe omul respectiv. Mama și tata n-au mai băut deloc de când l a trimis pe tata acolo. Ce mai face tatăl tău? Nu mai lucrează la acel ziar. Spunea că la ziar alcoolismul e defect profesional. Acum colaborează la o revistă. Ei bine, acesta a fost un mod frumos de a vindeca un alcoolic. Să-l faci să respecte cactușii, fiindcă pot supraviețui trei ani fără apă. Manualele te învață azi ceva, mâine altceva. Îți spun să faci asta și aia. Dar, de fapt, ce trebuie să faci e să te uiți atent la pacient, să-ți dai seama ce fel de om este și să-l abordezi astfel încât să vii, în ab să vii în abordarea problemelor lui specifice. Asta a fost prima poveste. A doua poveste este despre ceea ce psihologii numesc restructurare cognitivă, și este despre un polițist care voia să se lase de fumat. Iată povestea. Un polițist pensionat pe caz de boală mi-a spus odată: Sufăr de enfizem, tensiune arterială crescută și, după cum puteți vedea, sunt supraponderal. Beau peste măsură, mănânc mult. Aș vrea să lucrez, dar enfizemul și tensiunea arterială mă împiedică să fac asta. Aș fi bucuros să mă las de fumat definitiv. Mi-ar plăcea să nu mai beau câte un pahar plin de whisky și aș vrea să fiu mai cumpătat la mâncare. Sunteți căsătorit? L-am întrebat. Nu, sunt burlac. De obicei îmi gătesc singur, dar mă duc des și la un mic restaurant ieftin care e după colț. Deci aveți lângă casă un mic restaurant ieftin unde luați masa. De unde vă cumpărați țigări? Cumpăra câte două cartușe odată. Cu alte cuvinte, cumpărați țigări nu doar pentru ziua respectivă, ci și să aveți pe viitor. Din moment ce vă gătiți singur, de unde vă faceți cumpărăturile? Din fericire, e o băcănie după colț. Acolo îmi fac cumpărăturile și de acolo îmi cumpăr țigări. Iar băutura de unde o luați? Din fericire, e un magazin cu băuturi lângă băcănie. Așadar, aveți un restaurant ieftin după colț, o băcănie cu prețuri convenabile după colț și un magazin cu băuturi tot pe acolo. Și ați vrea să alergați, dar nu puteți. Dar puteți merge în pas normal. Bine, cumpărați țigări, dar doar câte un pachet. Străbateți orașul pe jos ca să vi-l procurați. Asta vă va face să fiți în formă. În privința alimentelor, nu mai cumpărați de la magazinul din apropiere. Mergeți la unul aflat la un kilometru sau mai mulți distanță și cumpărați doar cât aveți nevoie pentru o singură masă. Asta înseamnă trei plimbări pe zi. În privința băuturii, beți cât poftiți. Primul pahar, beți-l după ce ați făcut un kilometru pe jos. Dacă mai vreți un pahar, găsiți alt bar la cel puțin un kilometru distanță. Dacă mai vreți unul, mai mergeți încă un kilometru. Mi-a aruncat o privire mânioasă și a scos-o în juratură. A ieșit mânios. După o lună, a venit un alt pacient. M-a îndrumat să vin la dumneavoastră un polițist pensionat. Mi-a spus că sunteți un psihiatru care își cunoaște meseria. Polițistul nu mai putea să cumpere atâtea țigări ca altădată. Nici mersul la băcănie nu mai era un act automat. Polițistul se putea controla acum. Ei bine, nu l-am lăsat fără mâncare, fără tutun sau băutură. Tot ce am făcut a fost să-i dau șansa să meargă pe jos mai mult. Haideți! Poveștile s-au terminat. Sper că v-au inspirat. Există cazuri în care un specialist Vă poate ajuta. Există cazuri în care terapia ajută enorm. Dar v-am spus aceste povești pentru că vă puteți schimba și singuri comportamentul dacă sunteți suficient de atenți și de prezenți. Ok. Cu ce idei rămânem? Toate formele de tutun sunt nocive și nu există nicio cantitate care să fie considerată sigură. La fel ca la alcool. Cu alte cuvinte, fumezi doar la ocazii, nu e o garanție că te ferești de pericolele fumatului. Și nici tutunul încălzit, țigările electronice, vapatul nu reprezintă o alternativă. Uitați-vă doar pe site-urile nenorocirilor răstora de produse și o să vedeți că după fiecare afirmație despre cât de bune sunt, apare cât o steluță, care vă informează că reducerea de gudron, de reziduri, de substanțe nocive și mai știu eu ce, nu vine la pachet cu o reducere a riscurilor la care vă expuneți fumând. Clar? Soluția, deci, și vom avea interviuri cu specialiști pe această temă, nu e să înlocuiți țigările cu alte dispozitive, fie că sunt cu tutun sau fără, cu nicotină sau fără. Soluția este să renunțați complet, să vă eliberați de orice fel de dependență. Știți ce gust și ce miros senzațional are libertatea? Hmm. Știți de ce au apărut nenorocirile astea de produse promovate ca fiind alternative mai sănătoase? Pentru că industria a intrat în panică. Atunci când a văzut că s-au prins proști că mor. A, atunci când a văzut că am început să devenim mai deștepți. Într-o lume în care accesul la informații devine tot mai ușor, într-o lume în care avem totuși niște standarde de etică, de moralitate, toate companiile au nevoie să se poziționeze mai devreme sau mai târziu undeva pe o scară de valori oamenii informați, educați, nu mai pot suporta la nesfârșit mirosul la scârbos de țigară. Produsele astea noi vorbesc despre o experiență mai curată. Ne arată oameni ocupați, importanți, care sunt pe fugă, dar n-au grija pachetelor de țigări, n-au grija scrumului, nu trebuie să arunce nimic la gunoi, deci nu produc nici măcar deșeuri. Și nici nu îi mai deranjează pe cei din jur. Avantaje la tot pasul, numai avantaje. Marketingul ăsta nenorocit este incredibil de agresiv. Și mai nociv este faptul că marketingul e adresat cu precădere generației tinere. Aici e crima. O generație mult mai informată, mult mai preocupată de cum e percepută din exterior și de cum îi afectează pe cei din jur. E plin de articole despre confuzia pe care industria o creează în mintea consumatorilor. E plin despre minciunile industriei tutunului, le găsiți pe toate la cea mai simplă căutare. Niciun produs care vrea să înlocuiască țigările nu e lipsit de riscuri pentru sănătate. Concluzia cruntă este că această epidemie de tutun este una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății publice cu care lumea asta s-a confruntat vreodată. Și astea nu sunt cuvinte mari. Și nici nu vreau să discutăm aici la starea sănătății despre costuri, despre ce presiune pun țigările pe sistemul de sănătate. Conflictul între interesele industriei de tutun și politicile de sănătate publică este uriaș. Industria de tutun produce și promovează un produs care provoacă dependență, care duce la boli și la deces. Și pe drum mai contribuie și la sărăcie. Pentru că asta face dependența. Te face orb la costuri. Există oameni care ar vrea să pună mai mulți bani deoparte ca să atingă un obiectiv. Și care nu mai știu de unde să taie din cheltuieli, dar nu le trece nicio secundă prin cap să taie costul țigărilor. Și aici știu foarte bine ce vorbesc. Am trăit într-o astfel de familie vreo 20 de ani. Cred și sper că toată lumea care fumează, înțelege că fumatul are consecințe negative deosebit de grave. Dacă știți asta, și totuși continuați să fumați, sunteți dependenți și aveți nevoie de ajutor. Fumatul nu este un obicei, este o dependență, adicție la nicotină. Foarte bine zice Alan Carr în cartea În sfârșit nefumător că un obicei e ceva ce se schimbă. Uite, în Marea Britanie oamenii au obiceiul să conducă mașina pe partea stângă a străzii și totuși când merg în alte țări Englezii scapă rapid de acest obicei. Adevărul e că ne formăm obiceiuri și scăpăm de ele în fiecare zi. Fumatul însă nu e un obicei, este o dependență. Aveți nevoie de ajutor. E foarte important să conștientizați asta. Iar dacă nu găsiți forța necesară să vă eliberați singur de această dependență, căutați ajutor specializat. Sper să vă fie de folos acest episod. Dacă credeți că le poate fi de folos și altora, dați-l mai departe. Dacă vreți ca mesajele noastre să ajungă și în alte bule, apăsați butonul Like, dați și Abonează-te sau Subscribe. Și dacă vreți să deveniți ambasadorii acestui proiect, apăsați și butonul Join sau Alătură-te. Atenție, acest buton nu se vede pe toate dispozitivele. Dacă aveți iPhone, eu am iPhone și am pățit asta. Încercați să vă conectați de pe un laptop sau desktop. Mulțumim! Toate episoadele, atenție, de pe acest canal sunt gratuite și merg de minune cu ceaiul nației, care s-a răcit, că am uitat de el. Mm. Un ceai organic, foarte sănătos, în linie cu principiile pe care le promovăm aici. La starea sănătății, un ceai care trebuie neapărat savurat așa cum e el, neîndulcit Altfel, îl transformați într-un desert. Găsiți ceaiul pe site-ul nostru în vreo 40 de sortimente, starea magazin. Am primit foarte multe mesaje în ultimii ani de la oameni care s-au lăsat de fumat de când vorbim la podcastul Vocea Nației despre asta. Sper să primim în continuare. Să vă fie bine și apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.